Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Tomograful Spitalului Județean din Focșani va fi dat în folosință la sfârșitul lunii martie. În această perioadă, personalul care va lucra cu acest aparat de ultimă generație este instruit de firma de la care a fost achiziționat. În prezent se fac doar CT-uri craniene pentru pacienții internați în spital. Tomograful care a fost achiziționat în primăvara anului trecut este în sfârșit funcțional, iar din martie cel mai probabil va fi dat în folosință. Între timp, personalul medical din Spitalul Județean care va lucra cu acest aparat ultramodern este instruit. Spitalul Județean Focșani a achiziționat printr-un program de investiții un computer tomograf de ultimă generație, ultraperformant, la ora actuală fiind cel mai performant din oraș. După ce am obținut toate autorizațiile, am început perioada de training, de pregătire și instruire a personalului care va lucra efectiv cu aparatul. Întrucât firmele își fac interfețe proprii ale computerelor tomograf, trainingul trebuie efectuat de către firma de unde este aparatul. Specialiștii vin și fac pregătire cu personalul medical pentru a-i învăța efectiv să lucreze pe acest aparat performant. Momentan efectuăm doar CT-uri craniene pentru bolnavi internați în spital, urmând ca până la sfârșitul lunii martie, atunci când se va termina și perioada de instruire, să efectuăm toate tipurile de investigații tomografice posibile. Tomograful a fost cumpărat în cadrul unui program de achiziții mai amplu, în valoare de 25 de milioane de lei, bani alocați de Ministerul Sănătății pentru dotarea cu aparatură performantă a Spitalului Județean. Vechiul tomograf din spital s-a stricat în 2009. CT-ul realizează o investigație complexă ce poate descoperi afecțiuni care nu pot fi descoperite prin ecografie sau raze. Aparatul redă imagini ale organelor, țesuturilor, imagini de mare acuratețe ce permit medicilor să stabilească diagnostice precise. Gest demn de toată lauda al unor tineri din Drăcoasa care au dezăpezit gratuit curțile unor bătrâni singuri și lipsiți de ajutor. Unul dintre ei este elev al Liceului de Arte din Focșani. Bogdan Baniță și Codruț Sorin Bolocan sunt doi tineri din Răcoasa care au dat dovadă în aceste zile de spirit civic, o educație frumoasă și multă bunătate. Cei doi au dat o mână de ajutor bătrânilor singuri și neajutorați din localitatea Răcoasa. Au luat cu ei lopețile, mânușile și la treabă. Au bătut la porțile unde știau că este nevoie de ajutor. Au dezăpăzit curțile, au dus un braț de lemne la ușa bunicilor. Un gest deosebit care a adus mare bucurie celor care au beneficiat de el. Alți tineri nu au dorit să ni se alăture. Bătrânii s-au bucurat foarte mult. Mulți au vrut să ne răsplătească cu bani, dar nu au acceptat. Și de greutate nu a fost greu deloc. Când faci un lucru cu drag, nu ți se pare greu, ne-a mărturisit Bogdan Baniță. Acesta are 17 ani, este elev în clasa a 10-a la Liceul de Arte Gheorghe Tătărescu din Focșani, profil muzică. Codruț Sorin Bolocan are 19 ani, nu merge la școală din cauza unei situații financiare mai deosebite și lucrează cu ziua în agricultură, după cum ne-a mărturisit prietenul său Bogdan. Pe rețelele de socializare curg mesajele de laudă la adresa celor doi tineri. Bravo, felicitări și respect sunt cuvintele cel mai des folosite de cei care au lăsat comentarii. 18 comune din Vrancea au fost cuprinse în noul plan de mobilitate națională. Inițial în acest plan erau și două orașe, respectiv Mărășeți și Ajud, care au fost scoase și adăugate alte comune. Șomerii care au domiciliul sau care se angajează în localitățile cuprinse în acest plan pot primi prime de mobilitate de până la 15.500 de lei. Planul Național de Mobilitate a fost modificat. În ceea ce privește județul Vrancea, inițial erau incluse 12 comune și 2 orașe. Au fost scoase orașele și incluse alte 6 comune, astfel că în prezent lista cuprinde 18 unități administrativ-teritoriale cu grad redus de dezvoltare conform valorii indicelui dezvoltării umane. Lista unităților administrativ-teritoriale din mediul rural al județului Vrancea, cu grad de marginalizare peste medie și grad de marginalizare severă, cu grad redus de dezvoltare conform valorilor indicelui dezvoltării umane locale, în care ponderea șomerilor înregistrați sau a persoanelor beneficiare de venit minim garantat și alocație pentru susținerea familiei în populația după domiciliu între 18 și 62 de ani este de peste 10%. Bălești, Boghești, Bordești, Câmpuri, Chioșdeni, Dumitrești, Gura Caliței, Homocea, Jitia, Măicănești, Năruja, Nereju, Poiana Cristei, Reghiu, Slobozia Bradului, Spulber, Tănăsoaia și Vintileasca. Astfel, șomerii registrați la AJUFM Vrancea, care se angajează în aceste localități sau își schimbă domiciliul sau reședința în aceste comune cuprinse în Planul Național de Mobilitate sau în localitățile învecinate, beneficiază de o primă de instalare de 12.500 de lei. Dacă șomerul este însoțit de membrii familiei, prima poate ajunge până la 15.500 de lei.
Fondul de carte al Bibliotecii Județene din Focșan s-a îmbogățit cu 38 de volume, respectiv o colecție de carte evrească. Este vorba despre o donație făcută instituției de către un complex educațional din București. Au fost donate volume a căror calitate editorială este una de excepție. Aripi de Lumină, coordonator Canda Rodica, Niciodată nu ești pe ultimul drum, autor Felix Zandman, Eu revendic, autor Moșe Liba, Istorie și imagini din Bucureștiul evreiesc, autor Felicia Waldman, Înghețată cu gust amar, autor Madeline Davidson și Scrisorile unei mame, autor Salamon Julisca. Cărțile vor intra în colecțiile de carte ale Bibliotecii Județene Duilui Zanfirescu Vrancea, ale filialei comune Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, ale filialei acesteia Iitzhak Manher, colecția de carte a comunității evreilor din Focșani și în colecțiile Bibliotecii Municipale Adjud și ale Bibliotecii Orășenești Ana Georgescu din Odobești. Volumele din această colecție aduc o lumină nouă asupra universului cultural evreiesc și îl invită pe lector la o călătorie fascinantă în lumea creațiilor și faptelor de civilitate ale minorităților etnice evreiești. Biblioteca Județeană Duilui Zanfirescu mulțumește pe această cale doamnei Tova Ben-Nun Kerbis, președintele complexului educativ Loder Reuț, și doamnei Alice Constantin, profesoară de matematică, fostă elevă a Colegiului Național Unirea din Focșani, pentru donația oferită. Se arată în comunicatul de presă semnat de managerul Bibliotecii Județene Teodora Fântânaru. Profesorul și antrenorul de atletism Marius Batoc de la Liceul cu program sportiv Focșani a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2016. Titlul conferit tehnicianului focșanean este o premieră în condițiile în care a obținut rezultate deosebite pe parcursul anului trecut. Cu 3 sportivi pe podium în ierarhia celor mai buni sportivi ai Vrancei anul trecut, profesorul Marius Batoc de la Liceul cu program sportiv din Focșani și-a văzut un vis îndeplinit. A fost declarat cel mai bun antrenor al județului Vrancea după ce, în urma muncii sale și a sportivilor pe care i-a antrenat, a obținut rezultate remarcabile în întrecerile naționale și internaționale la care au participat. În acest an, Școala de Atletism Vrânceană își propune să scoată alți performeri care să urce pe podium la cele mai importante întreceri naționale, dar și internaționale. Formația de basket sub 14 ani a Focșanului a revenit din cantonamentul montan de la Gheorghieni și se pregătește pentru campionatul regional Moldova. Întrecerea va avea loc la Iași și va fi un bun prilej de pregătire înaintea debutului în primul turneu al fazei semifinalelor. Revenită din stagiul de pregătire pe care l-a desfășurat la Gheorghieni, gruparea de basket sub 14 ani a LPS CSM 2007 Focșani și-a reluat antrenamentele în sala liceului cu program sportiv Focșani. Echipa antrenată de Mihai Petruț și Mircea Petrișor a câștigat grupa a treia fazei de calificare a campionatului național și se pregătește de o competiție de verificare. De vineri până duminică la Iași va evolua campionatul regional Moldova, un turneu cu rol de pregătire organizat de echipele din Iași și Federația Română de Basket. Pentru echipa din Focșani va fi un bun prilej de a testa nivelul de pregătire înaintea debutului în primul turneu al fazei semifinale. Locul de disputare a jocurilor de la primul turneu semifinal va fi stabilit la începutul săptămânii viitoare, în urma unei licitații organizate la sediul federației. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, dar geroasă. Cerul va fi parțial acoperit. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 4 și minus 2 grade Celsius, iar cele maxime între 0 și 2 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!